Ne pregătim în această perioadă pentru acțiunile de sfârșit de an. După cum bine se știe, o tradiție frumoasă a administrațiilor locale din municipiile înfrățite Giurgiu și Ruse spune ca sfârșitul de an să fie sărbătorit împreună în cadrul unei întâlniri informale de 1-2 ore. Anul acesta, în schimb, pentru că municipiul nostru are un eveniment atât de important de sărbătorit, respectiv împlinirea 180 de ani de la instituirea funcției de magistrat al orașului Giurgiu, echivalentul de astăzi al funcției de primar. Prietenii noștri de la Ruse ne vor fi alături în cadrul unui eveniment special pe care îl organizăm cu această ocazie. Pe lângă un scurt simpozion care va fi organizat aici, la primărie, vom mai putea urmări împreună și un concert festiv de Crăciun. Toate aceste acțiuni fiind programate pentru ziua de luni, 20 decembrie. Până atunci însă, începând cu data de 17, primăria își deschide porțile pentru colindători, obișnuiții noștri urători care vin de la grădinițele, școlile și liceele din municipiu. Este o foarte frumoasă tradiție pe care, în pofida restricțiilor financiare, ne-am străduit să o păstrăm la dimensiuni mai reduse.